Greva generală din educație continuă, au anunțat federațiile sindicale într-un comunicat de presă. Organizațiile profesorilor transmit că solicită guvernului o garanție pentru ca salariul profesorului debutant să fie cel puțin egal cu salariul mediu brut pe economie. Și la Iași, majoritatea profesorilor afiliați Federației Sindicale Libere din Învățământ și Federației Sindicale din Educație Spiru Haret se vor afla în grevă și marți, cel mai probabil și miercuri. Vom continua să fim în grevă generală categoric și mâine, foarte probabil și miercuri. Rămâne însă de văzut care vor fi discuțiile de la nivel central între cele două federații și reprezentanții guvernului. Eu cred că, din acest punct de vedere, probabil că cei din guvern ar trebui să vadă urgența și să încerce totuși să aibă o discuție mai productivă cu cei doi șefi de federație, pentru că altfel lucrurile încep să se complice. La Iași, cadrele didactice vor protesta din nou în fața prefecturii marți de la ora 11. Reamintim faptul că guvernul a oferit profesorilor 1000 de lei brut la salariu și 400 de lei pentru personalul nedidactic, începând cu data de 1 iunie, urmând încă o majorare a salariilor etapizată în următorii 3 ani prin viitoarea lege a salarizării. Greva generală a profesorilor a început luni 22 mai, după mai multe acțiuni sindicale autorizate, dar lipsite de orice efect. Totodată, înscrierea la examenul de maturitate are loc între 29 mai și 9 iunie, potrivit calendarului deja stabilit, în timp ce înscrierea la evaluarea națională are loc între 6 și 9 iunie și se face automat de către secretariatele școlilor. Probele orale de la bacalaureat, sesiunea iunie-iulie, încep teoretic pe data de 12 iunie și primul examen scris la evaluarea națională este programat pentru data de 19 iunie.